În anul 1867, Spurgeon a fost foarte bolnav și mult timp a trebuit să zacă stând mereu culcat pe spate. Într-o asemenea stare, a scris următoarea meditație. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ioan 11,4. Acesta a fost un răspuns mângâietor pentru cel ce i-a dus Domnul Iisus, din partea surorilor pline de teamă ale lui Lazar, următoarea veste. Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Da, Iisus le-a trimis persoanelor întristate pe care le iubea foarte mult cea mai aleasă mângâiere pentru a le întări sufletește. Când avem de suportat un necaz, nimic nu ne ajută așa de bine ca siguranța că el este trimis cu un scop bun, iar de o asemenea mângâiere au parte toți adevărații creștini. Din cuvintele Domnului nostru învățăm trei lucruri. În primul rând, că orice boală este bine cântărită de Dumnezeu și urmărește un scop precis. Lazar a trebuit să treacă chiar și prin moarte, dar nu moartea era sfârșitul bolii sale. În orice boală, Domnul le zice valurilor de durere doar până aici și mai departe nu. Gândul lui nu este nimicirea, ci zidirea copiilor săi. Dumnezeu i-a permis satanei să-l chinuiască pe Iov până la un anumit punct. El i-a pus un hotar pe care nu avea voie să-l depășească. Dacă Dumnezeu găsește cu cale, el îi îngăduie bolii să ne ducă jos de tot, dar ea nu poate să ne omoare sufletul. Vom cunoaște istovirea trupului, dar nu și slăbirea sufletului. Boala ne va coborî în neliniște, dar nu și în nefericire, în gemete, dar nu și în cârtiri, în mâhnire, dar nu și în deznădejde. Înțelepciunea divină este aceea care atârnă termometrul la gura cuptorului și îi reglează temperatura. Suntem în mâna lui Dumnezeu, nu în a lui Nebucadnețar. El ne aruncă în cuptor, dar nu cu mânie și din răzbunare. Aceasta ar fi cu neputință, pentru că el însuși intră în cuptor împreună cu noi. Dumnezeu a stabilit momentul, durata, intensitatea, mărimea, scopul și consecințele bolilor noastre. El a planificat fiecare tresărire, fiecare ceas de nesomn, fiecare reinstalare a bolii. El cunoaște mai dinainte influența sfântă a bolii. Chiar și lucrurile mici sunt puse la locul lor în planul său. De aceea, nici din pricina lor nu se cade să murmurăm, pentru că aceasta ar însemna o cârtire împotriva Domnului. Dar și suferințele noastre mari sunt rânduite de El. De aceea, nu trebuie să ne temem de ele. Niciun lucru, cât de mare sau cât de mic, nu scapă controlului celui ce cunoaște până și numărul perilor de pe capul nostru. Limitele bolii sunt măsurate cu înțelepciune după puterea noastră. Scopul este mai dinainte rânduit, precum și harul care trebuie să se reverse din belșug peste noi. Necazul nu vine la întâmplare. Fiecare lovitură de nuia este rânduită. Acela care nu face greșeli când cântărește norii și măsoară cerurile, nu poate greși nici atunci când stabilește ce și cât trebuie folosit pentru a prepara medicamentul de care are nevoie sufletul nostru. Nu putem suferi prea mult sau să fim izbăviți prea târziu de suferință. Dumnezeu este acela care potrivește sarcina pentru umerii slabi. O iubire duioasă stabilește cu mare grijă limitele suferinței noastre. Doctorul ceresc nu taie niciodată mai adânc decât trebuie. Prorocul spune, el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Plângerile lui Ieremia 3,33. Inima mamei strigă, ah, cruță-mi copilul! Dar nici o mamă nu manifestă mai multă milă decât prea milostivul nostru Dumnezeu. Dacă ne gândim cât de îndărătnici suntem,
trebuie să ne mirăm că nu suntem struniți cu niște zăbale mai tăioase. Atât de gros este stratul de rugină depus pe sufletul nostru încât Dumnezeu are mult de pilit în noi. Dar iubirea o face cu o mână domoală. Slavă Domnului, căci El, care a trasat marginile locuinței noastre, stabilește și hotarele necazului nostru. Un al doilea lucru care îl învățăm din cuvintele Mântuitorului. Oricare ar fi starea noastră, Domnul Iisus o cunoaște cu precizie. Gândul acesta ne aduce multă mângâiere. El a trimis vorbă Martei și Mariei că boala fratelui lor nu este spre moarte. Fiind singurul Dumnezeu viu și adevărat și unicul Mântuitor, El are știință și preștiință, cunoștință deplină și necurmată cu privire la ei săi și la tot ceea ce îi privește. Nu este oare o mângâiere deosebită pentru noi faptul că prea iubitul sufletelor noastre, prietenul nostru divin, cunoaște toate lucrurile? Domnul Iisus este medicul meu, iar pentru mine, pacientul său, îmi este de ajuns că el îmi cunoaște la perfecție starea. Bolnavul nu are nevoie să știe totul despre el însuși, așa că taci, inimă nechipzuită, curioasă și fricoasă. Ceea ce nu știi acum, vei afla după aceea. Iisus, medicul cel mare, te cunoaște bine și știe prin ce necazuri treci. Bolnavul n-are nevoie să cunoască toate elementele din care i-a fost preparat medicamentul și nici să știe totul despre boala lui. Aceasta este treaba doctorului. Tot ce trebuie să facă pacientul este să se încreadă în medicul său. Cât despre mine, eu îmi pun toată încrederea în Domnul Iisus, prea iubitul meu doctor, chiar dacă nu pot descifra semnele ciudate de pe rețeta lui, care nu dă greș, care mă va vindeca, deși într-un chip tainic. El este Domnul și noi trebuie să ne supunem lui fără să-i judecăm faptele. Robul nu știe ce face stăpânul lui. Arhitectul nu poate să explice oricărui salahor planul clădirii, dar este destul că îl știe el. Oala nu zice olarului, ce faci? Eu, un om neștiutor, nu trebuie să-l descos pe domnul meu asupra gândurilor sale. El este capul. În cap se află priceperea și puterea. Mădularele trebuie să facă ce poruncește capul. Ele n-au pricepere. Ele nu văd scopul și mijloacele prin care acesta ar putea fi atins. Dacă ești bolnav, mângâie-te cu gândul acesta. Tu nu vezi scopul și sfârșitul, dar Iisus le vede. Un al treilea lucru care îl învățăm din cuvintele lui Iisus. Boala credinciosului nu urmărește nimicirea lui, ci slava lui Dumnezeu. Într-adevăr, Domnul Iisus a spus, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Boala nu nimicește credința și bucuria noastră, ci este spre slava lui Dumnezeu. Ea nu ne provoacă pagube și nu ne omoară bucuria, deși poate că ne răpește toată bunăstarea trupului, căci bucuria care inundă inima creștinului provine dintr-un izvor care nu îngheață când se dezlănțuie gerul aspru al împrejurărilor. Boala nu nimicește nici pacea noastră, deoarece inima credinciosului poate fi liniștită când trupul se zbate în chinuri. Asupra păcii noastre, carnea și sângele n-au nicio putere. De asemenea, boala nu întrerupe definitiv lucrarea noastră pentru Domnul, chiar dacă îi poate slăbi ritmul. Slavă Domnului, căci chiar și o mână slabă poate să împrăștie sămânța, iar un pat de boală să devină un amvon. Binecuvântările dobândite pe patul de suferință reprezintă o comoară din care mai târziu le vom putea oferi și altora o părticică, tot așa după cum un ogor poate să fie părăsit un timp pentru ca după aceea să fie și mai roditor. Boala nu înseamnă moarte pentru nici o virtute creștină, ci asemenea unui vânt aspru, ea face să cadă la pământ numai fructele putrede, în timp ce roadele vii ale harului nu sunt deloc vătămate.
ele rămân să se coacă și devin din ce în ce mai gustoase. Ce nechipzuință din partea noastră să ne temem de suferința trupească, de vreme ce ea nu omoară, ci are amândouă mâinile pline de binecuvântări. Ne temem de har și tremurăm în fața a ceea ce ne îmbogățește sufletul. Ne ferim de un prieten pentru că nu-l socotim prieten. Căutăm să alungăm un înger, deoarece îl socotim un diavol. O, dacă am vedea totdeauna cuvintele "nu spre moarte" scrise pe scutul necazului nostru, atunci l-am primit cu un simțământ de voioșie. Da, boala credinciosului este spre slava lui Dumnezeu. Cât ține boala, se înalță spre el câte un cântec de laudă de la pasărea din colivie, cântec pe care pasărea slobodă, care zboară, nu-l cântă. Dar mai ales Dumnezeu este proslăvit prin roada unei suferințe sfințite, prin liniștea, blândețea și râvna creștinului încercat. Evlavia nu este ca o plantă care are nevoie de căldură, ci îi merge mai bine pe o vreme aspră. În mersul nostru spre cer, înaintăm mai repede prin vânturi. Negreșit, o vreme liniștită este plăcută, dar nu și utilă. Dumnezeu este proslăvit când lumea vede cum îndură un creștin necazul. Virtuțile credincioșilor săi care suferă slujesc la proslăvirea numelui său, la fel de mult ca faptele slujitorilor lui care lucrează. Cea mai frumoasă podoabă a credinței adevărate este răbdarea bolnavilor și biruința celor ce mor. Dacă putem nădăjdui că prin durerile noastre îl vom proslăvi pe Domnul, atunci vom cădea în genunchi și vom mulțumi cu lacrimi pentru aceste dureri. Și de ce să nu fie așa? Duhul lui Dumnezeu poate să înfăptuiască acest lucru în noi și vom cere întotdeauna, tot mai cu căldură, puterea sa.